În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 25, stă scris cuvintele pe care Domnul le-a rostit. Adevărat, adevărat vă spun, cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Credeți cuvintele astea? Amin. Dacă le credem, cum trebuie privite viața? Ioan, capitolul 15, versetul 19. Dacă ați fi din lume, lumea are mici, este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Adică modul în care gândim viața, modul în care trăim, al nostru trebuie să fie total diferit față de al lumii. Și asta trebuie să se vadă, cum vă spuneam, în plan economic, în plan moral. Și vom vedea în continuare că și în plan verbal, spunea Domnul, Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 16, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care va fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Și respectiv din cuvintele tale vei fi osândit. Să știți că cei ce nu vor fi mântuiți, e ca la școală, vor avea mai multe materii dacă nu au trecut clasă. De aceea vă propun și prin prisma educației copiilor să gândim și apoi să știm cum să vorbim în casele noastre. Înțeleptul spunea, Cartea Proverbe, capitolul 18, versetul 20-21. Din rodul gurii lui satul omul trup. Meniul casei nu se face la bucătărie. Și aici, în minte, pe limbă, e masă. Din venitul buzurilor lui se sapă. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Și fiecare îi va mânca roadele. Noi putem să ne câștigăm viața, adică să ne mântuim, din felul în care vorbim. Sau să fim de o sândă și să ne pierdem. Să ne cauzăm moartea. Prin ceea ce noi ne-am preparat și noi am servit. Nu alții ne prepară o travă. Noi preparăm singuri. Nu alții ne vor da fructe din pomul vieții. Le luăm cu mâna noastră. Am văzut că s-au amintit numele copilașilor și nu știu, nu mă pricep bine la numele englezești. Irlandeze, românești, nu stăpânești suficient domeniul ca să dau explicații. Vreau să vă gândiți și să vă arăt mai întâi că numele pe care noi le punem copiilor sunt o dezvăluire a ceea ce gândim și iubim. Și chiar apelativele pe care noi le folosim între membrii familiei descoperă identități ascunse. Vă citesc din Cartea Genesa, capitolul 29. Într-o familie în care bărbatul nu-și iubea soția. Atunci era poligamie, iubea pe altă. Leia a pus pe un timp născut Ruben. Pentru noi nu înseamnă mare lucru, la ei însemna. Vedeți eu. Cu alte cuvinte, ea vrea să când striga pe copil, e de fapt vrea să audă bărbatul. Tu nu vezi că el ți-a născut copii și Rahela nu-ți naște. Pentru că asta o durea. Domnul a văzut pâhnirea mea. Naște un alt. Încă un, așa al treilea că la dumneavoastră. Scrie peste 34. De data aceasta bărbatul nu se va lipi de mine, căci a născut trei fii. De aceea a fost numele Levi, auzi? Întâmplător. Își dorea, repet,
i-a strigat pe copil, dar de fapt striga pe Iacob, alipire. Pentru că numele îți dezvăluie frământările interioare. Nu degeaba. Unii pun nume la copii ca la niște sportivi pentru că ei sunt microbiști. Alții iau numele de la actor pentru că îi vizionează filme. Alții din Biblie pentru că s-au îndrăjit de la nume personaj. Alții din rudenii pentru că și-au cinstit înaintașii, de exemplu. Se spune că la evrei a fost un conflict. O tată și o mamă se certa de la numele unui copil. Și-au ajuns la rabin cu problemă. Și tata zice, vreau să-l cheme ca pe tata. Bun, și cum l-a chemat pe tata? Iosif. Mama zice, nu, eu vreau să-l cheme ca pe tata. Și cum l-a chemat pe tata? Iosif. Bun, atunci care-i problema? La care el zice, dar tata meu a fost un om respectat și credincios, pe când tata ei a fost un bețiv. Pentru că se poate chiar și același nume să aibă conotații diferite. La evrei, Iuda, e un nume de onoare, lăudat să fie Domnul. La creștini ați auzit pe cineva punând Iuda. Să mai pun. Pentru că în creștinism Iuda este ceva grav. Și așa s-a întâmplat și cu ceilalți copii. Și vreau să vă spun aici ceva, privind la următorul născut Iuda. Dacă la primii trei i-a pus nume în frământare, la patrulea. Poate predicau să slujească și vorba la al patrulea ce le spun astăzi. Că de la al patrulea s-a schimbat principiul după care le ia punea numele. Scrie aici, de data aceasta voi lăuda pe Domnul, de aceea a pus numele Iuda, lăudat să fie Domnul. Cu alte cuvinte, nu că nu avea probleme, problema nu s-a rezolvat în familie. Ea cu tot cu Rahela au rămas. Dar ea a zis, nu mă mai frământă întristarea asta. De acum mă concentrez pe relația mea cu Domnul. Și voi pune nume lăudat să fie Domnul. Și de acum când chema pe copil, nu mai striga pe bărbat, striga pe Domnul. Pentru că probleme toți au. Întristări se găsesc oriunde. Vorba unui frate, că cineva l-a întrebat pe vremea comunistă, știți ce vise era să mergi în America? A zis, du-mi și tu, că îți faci tu pentru noi lucrarea aceasta. Și l-a zis, băi, dar în America cum e? Au încercat ei să spună, zi, tot explicația te-a spune, sunt pe scurt. Moarte este în America? Este. Diavol este? Este. Atunci ca la noi. Pentru că probleme peste tot sunt. Depinde cum te raportezi la ele. Prin vedere sau prin credință. A născut în sfârșit și Rahel, Iosif, ce-și dorea? Adaust, pe dea Domnul. Apoi mi-a născut unul cu durere și i-a pus numele Ben-Noni. Și mai târziu mai avem un nume, unul cronici 4, i-a pus numele Iabet. Zicând de-a trist că l-am născut cu durere. Așa că, stimate surori și mămică ce ești la binecuvântare, numele copiilor, cuvintele ce îmi rostii, să nu fie legate tale mult de durere. Leagă-le de Domnul și de împărăția care vine. Se spune că un om a fost operat că își pierduse vederea. Și când l-a operat, la ochi, operația undeva aici la ceafă. Și are căpătat vederea, dar și-a pierdut memoria. L-au reoperat și-a pierdut vederea din nou și-a recăpătat memoria. Era cumva nu un fir bun și nu puteau să lege două un fir. Și-a întrebat medicul, omul îi spune, cu ce vrei să rămâi, cu vederea sau cu memoria? Și nu știu decât să mă uit înapoi la câte am făcut, mai dați vederea să mă înainte. Și dumneavoastră vă doresc să nu vă uitați în jos, uitați-vă în sus. Și puneți astfel de nume. Acest principiu reiese și la Dumnezeu, că de altfel noi semănăm cu Dumnezeu. Despre Avram este scris în Cartea Genesa, capitolul 17, că își numea soția Sarai. El era domnul meu, Avram înseamnă tatăl meu. Și Dumnezeu să-i schimbe numele, să o numească Sara.
Și uite, așa ne-a schimbat numele la băbunța lui. Că așa o să fie bătrânit. Și în loc să mi-ai spună prințesa mea, îi zice prințesa mulțimii. Mai măcar cei care aveți copii mulți, numiți-vă nevestele de prințesa mulțimii. Că într-adevăr, dacă sunt mulți nou, mulțimea poporului, slava voivodului. Și de ce nu să fie și slava mamei? Și schimbă și în numele Dumnezeu că e stilul lui de a fi. Și îl striga pe Avram tot mereu și vă rog, rețineți ceva mai mult. Dumnezeu s-a hotărât să-și modifice și el numele și să se mai numească și Dumnezeul lui Avram. Auzi, Dumnezeu mulțimii. Da, și toți copiii noștri ce aducem la binecuvântare punem numele lui Dumnezeu peste ei. Amin. Și ăsta e Dumnezeul lui Avram, Dumnezeu mulțimii. Da. Și îl striga așa pe Avram. Dar puteau și el să spună, măi, dar ce mulțime, măi? Mulțime la tine, mulțime la ea și voi n-aveți brunci. Prin credință, așa a plecat din Ur, din Haldeea și din Haran. Și așa a început să strige și să cheme nevasta și respectiv bărbatul, prin credință. Eu v-aș îndemna și felul în care vă apelați dumneavoastră dincolo de aceste nume. Mai spun unii, ba iubire, ba... Am auzit pe câte unii spunând, după ce mai trece nevasta, nu-i mai zic nevasta, îi zic mamă. Și după ce mai bătrânește, îi zic bunică. Eu nu sunt prea de acord cu asta, că dacă la școală, eu am lucrat mai mulți ani în învățământ, un profesor, era director, nu era corect să-i spui domnul profesor, chiar dacă era numai profesor, ca noi ceilalți. Trebuie să-i spui domn director, pentru că era funcția mai mare. Și eu mă întreb la tine acasă, care funcție mai mare are nevastă ta, aia de mamă sau de soție? Păi spune după funcția mai mare, că așa e corect. Sau cu vremea așa mai mare funcție, de bunică. Eu zic că trebuie să rămână tot domnul tău și când se apropie de 100 de ani. Nu se spui moșul. Pentru că asta denotă respectul tău, felul în care gândești, cum te raportezi la el. E foarte important asta. Vreau să vă mai dau un exemplu. Cartea Daniel, capitolul 1. Și vă las ca temă pentru acasă. Nu vă spun. Să vă fac curioși. Evrei ăștia patru. Daniel, Anania, Mișael și Azaria aveau niște nume extraordinare, adică înțelesul lor pe evrești. Asta e tema. Să căutați ce însemnau numele lor pe evrești. Și când au ajuns în Babilon, le schimbă numele. Și vă rog să căutați, găsiți în dicționare biblice ce însemnau numele lor în limba babiloneană. E o diferență enormă. Și urmăriți, de asemenea, conținutul cărții Daniel și veți vedea că oriunde în carte vorbește Daniel de prietenii lui, le zice numele evrești. Oriunde în carte împăratul vorbește cu ei, spune numele lor babilonene. Eu nu cred că Daniel le-a zis vreodată Șadrac, Meșac și Abednego. Nu cred că le-a zis. Pentru că aia însemna ceva. Asta e tema pentru acasă, nu vă spun. Spune David în Psalmul 16, apropo de nume. Idolii se înfrunțesc. Oamenii merg într-o zi străin, nu știu trei. Dar eu nu pun numele lor pe buzele mele. Adică nici nu pronunța acele nume. Pentru că toate aveau o anumită valoare. Ne-a povestit fratele Cornel Istor de la Londra că în misiunea lor din Siberia a observat faptul că acolo la botez, dacă la noi sunt întrebați și ce se botează, dacă cred și până când, ca două întrebări de bază, acolo mai este o întrebare. Fiindcă la ei, pe lângă
numele din cartea de identitate. Au un nume, cum îi zice la noi, de botez, pe care îl dă vrăjitoarea satului, potrivit religiei lor. Și când se botează, sunt întrebați dacă se leapără de cultul lor păgân și de numele ce l-au purtat. Și frații neștii te-au întrebat pe unii și cum te-a chemat înainte. Și ei au spus, dar noi ne-am angajat că numele ăsta nu mai zicem niciodată. Nu ne silim să-l spunem. Eu cred că orice om ce se pocăiește, ce schimbă starea, va fi foarte atent cu numele rostite pentru copii, pentru familie și chiar pentru frați. Să vă ierte Domnul dacă ați mai folosit porecle ca cei din nume. Și să vă ajute să vă gândiți că atunci când Domnul ne va duce în cer, ne va da la toți un nume. Nou, ne dă buletin de rai. Lasă-mă să vă citesc din Apocalipsa 3 ce nume frumos, vom avea un nume compus. Făgăduința Bisericii din Filadelfia, versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu, nu va ieși afară din el, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu. Deci cum avem numele familie, ce nume vom avea întâi în rai? Întâi numele lui Dumnezeu. Apoi, numele cetății Dumnezeului meu. Știți cum e numele cetății? Scrie în Ezechiel, Domnul este aici. Deci de două ori vom avea numele lui Dumnezeu. 3. Și numele meu, cel nou, vom avea întâi nume care le poartă și Dumnezeu. Și apoi un alt nume. O să avem puțin 4 nume. Apoi 3 sau lui Dumnezeu și unul pus de Dumnezeu. Așa că să ne ajute Domnul să avem gândirea Lui. Amin? Amin. Un alt capitol de cuvinte. Mulțumim Domnului că putem vorbi numai să știm să vorbim. Cuvinte de salut. La sfârșitul epistolelor, în mod deosebit, Pavel face câteva referințe la salutări. Și le spune să transmită sănătate fiecărui sfânt. Le dorește har, pace, binecuvântare. În Cartea Sfântă că sunt tare multe saluturi. Vreau să mă opresc cu dumneavoastră în Cartea Rut, capitolul 2. Și asta în adins pentru că uneori ne-am obișnuit să folosim salutul Sfinte numai la adunare. Și în rest, nu știu ce saluturi sunt pe aici. Dacă ați găsit niște saluturi irlandeze sau englezești, bune, luați-le. Dacă nu, rămâneți cu astea din Biblia. Rut, capitolul 2. Ajunge un patron la angajați, versetul 4. Și erau toți pocăiți. Domnul să fie cu voi. Și ei au spus, Domnul să te binecuvinteze. Amin. Dumneavoastră când mă întâlniți pe șantier, așa vă salutați. Da la telefon, cum vă salutați? Eu cel puțin când îi aud pe unii cu ce au, nu știu ce au, dar ceva nu-i regulă. Pentru că ceau e o vorbă goală, sau înseamnă ceva pe englezește, ori pe vechea irlandeză, ori celtică, înseamnă ceva. Păi dragul meu, când deschizi gura să-i dai ceva celuilalt, nu? Merge la izvor, pune pahar, nu-i apă, vânt. Păi dacă semănăm vânt, ce o să se cerem, dragii mei? O cară. Furtună! Dumneavoastră nu vă dați seama cât valorează un cuvânt de salut. Vreau să vă dau ca exemplu Luca, capitolul 1. Să vedeți ce înseamnă salut așa între două surori, una bătrână și una tineră. Pot fi și două tinere. Luca 1 cu versetul 40. Maria a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei? I-a săltat pruncul în pântice și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Noastră, credeți că poate mereu o soră altă să-i spună ceau, să umple Duhul Sfânt amândouă? Eu nu cred. Dar dacă îi spune, cum a zis Îngerul, când a venit la Maria, ce-a spus? A avut un cuvânt, nu? Pune Scriptura aici.
capitolul 1, versetul 28. Domnul este cu tine. Păi dacă e Domnul cu ea, slăvește. Dacă nu-i cu ea, dorește. Dar răspunde cu astfel de cuvinte bogate și pline de har, pentru că niciun cuvânt al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. E foarte important să-i spui unuia pace ție. Eu m-am obișnuit să dau cam două așa la pachet. Nu zic numai pace, spun pace și binecuvântare. Shalom Abraham, cum spun evreii. Că tot am redus, am zis pacea Domnului Iisus, a rămas pacea Domnului, a rămas pace, oameni, ce să mai zice? Pâng, sau ce să mai spune? Tot am tăiat din harul care ni s-a dat. În loc să ne îmbogățim, dragii mei, vorbiți între voi cu psalm, și în psalm sunt tare multe astfel de cuvinte. În curtea bisericii erau două fete, s-au despărțit asta la noi, că boala e peste tot. Ce au spus, dar și eu, pace. Mai zic, mă bucur că măcar pentru mine ai avut ceva. Ei n-ai mai avut ce-i da. Pentru că obișnuința. Noi nu mai obișnuință. Din prisosul inimii, știți ce înseamnă asta? Că o vorbă care ai spus-o, ca ea mai mult. Nu e sigură. E din prisos. Ai luat-o de parat dintre multe altele. Nu a fost ultima în cutiuță, nu? Din alea mai. Spunea fratele Simionuc, un om plin de Biblie. Țin minte că era la noi acasă. Scula dimineața. Stătea, mergea la biserică acolo în jos. Citea în Biblie. Cânta. Vine mult și zice, frate, dar dumneavoastră știi Biblia pe de rost, ce mai tot citești? Și zicea, să șterge dacă nu scriu din nou, să șterge. Și vine unul și începe să povestească una și alta și zice bătrânul, cu Evanghelia asta fără capitole nu te primesc. Starea vorba lui Evanghelia asta. O spune, la ce mă ajută asta? Și povestea că atunci când a fost botezat cu Duhul Sfânt, îngrijat de vaci undeva în Mureș, de unde era el original, și în loc să strige după ele cum se întâmplă, o cireadă, o să mă scăpam și vorbeam în alte limbi. M-am trezit și odată la catedră, când m-am terminat lecția, ai predat, că am zis, amin. Ce să faci, mă obișnuiți? Păi știam, și predică sau lecție. Dar e foarte important să avem cuvinte care să dea har celor ce ne aud, dragii mei, spunea Pavel, Efeseni, capitolul 4. Să dea har, să ajute pe ceilalți. E foarte important. În al treilea rând, pe lângă salutul, care modificați-le dacă încă nu schimba, cuvinte de binecuvântare, pe lângă salutul. Am fost atât cu soția să vizităm un foc în vârstă, 90 și ceva de ani. Am dat mâna cu ea, așa, Domnul, văd că nu mă lasă de mână. Domnul să te binecuvânteze cu tine, copiii, și stai că le-o dori și la copii, vreo trei fraze mi-a spus. E foarte important să ne binecuvântăm unii pe alții, suntem niște farisei. Dacă acum când vin copii la binecuvântare și ținem neapărat să-i aducem în Casa Sfântă și să citească din Cartea Numeri de acolo, dar acolo nu neapărat pentru copiii mici, acolo îi scrie pentru copiii lui Israel. Domnul să te binecuvinteze, să te păzească, să facă surmeți față lui peste tine, să îndure de tine, să înalță față peste tine, să-ți dea pace. Și sunt multe alte cuvinte din Biblie. E scris să ne binecuvântăm și nu să ne blestemăm. E scris, dar binecuvântat. Cine ne va lasă? Am văzut experiența aceasta în viață de-a lungul anului. Cuvinte rostite din inimă. Uitați-vă la binecuvântări rostite de Iacov, de Moise și așa mai departe. S-a împlinit exact ce au spus, dragii mei. Domnul să-ți dea una și alta, lăsați-vă inspirați. Că ce folos să rostesc așa
veri și uscate sau mai mult uscate, când poți să rostesc cuvinte de binecuvântare. Aici intră pe rol din plin psalme, vorbiți între voi cu psalme. Dragii mei, hai spuneți, suntem aici de la ora 3 și mai repede. Pe câți ați binecuvântat azi? Știi că dacă uși pe alții, vei fi udat. Mai nu rata ocazie, care cum îl prinzi, dă mânuța. Și dorește câteva, că cine știe ce ți-a dorit și el. Că dacă el căruia îi dorești, nu-i vreme de binecuvântare, fii liniștit că sunt tot la tine. Deci tu tot ești de apagă. Tu tot câștigi. Dar dacă ești sărac în binecuvântări, nu așa mai. Din partea lui Dumnezeu ne dorim să ne binecuvinteze. Dar eu vă întreb, și asta la noi acasă, în primul rând, n-ar merita să binecuvântăm tot mereu numele Domnului? Amin. Iată ce spune Scriptura în cartea Psalmului 113:2. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Amin. Vreau să te binecuvântați pe Domnul? Amin. Sau vi greu să spuneți așa, că ce zic, ce zic ceilalți? Păi nu vedeți cum se laudă ei cu sportivii lor, cu străbat țara, cu pancarte? E nimeni nu-i poate opri. Atunci de ce să nu ne lăudăm noi cu Dumnezeul nostru? Spune, mărit să fie Domnul. Amin. Și din când în când scrie în Biblie, ascultați-mă ce vă citesc, în Corofoia, în Scriptură. 118:15. Strigă-te de biruință și de mântuire, se înalță în corpul celor nepăriniți, dreapta Domnului câștigă biruință. Ce frumos să mergi cineva acasă și să auzi strigând, lăudat să fie Domnul. Dar e rău să auzi strigând pe femeie, că se ceartă cu ea. Și cu aceeași gură, zice Iacob 3, că mai putem să binecuvântăm sau să blestem, mă. Depinde cine ne-a angajat, nu? Sau ce avem în inimă. Deci, frații merită binecuvântați. Copiii merită binecuvântați. Soră, nu te mulțumim numai cu binecuvântare ce ți-o dau astăzi. Mai adaugă dumneata. Cum prinzi ocazia? Pune pe ei cât să-l poți. Și frate dumneata, mai cu autoritate. Dumnezeu să te păzească, să-ți ajute, să te binecuvinteze. E foarte important. Trec mai departe. Pe lângă nume, saluturi, cuvinte de binecuvântare. Mai sunt în Biblie așa numitele întrebări de sănătate. Adică un fel de discuții referitoare la problemele curente, la situații economice, de sănătate, familiale, rudenii. E foarte important cât de gentil suntem în cuvintele noastre. Cât de dulci, spune Scriptura în Proverbe, capitolul 16, versetul 21, cine are inimă înțeleaptă este numit priceput și dar vorceața buzelor mărește știință. Versetul 24, cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. E foarte important ce cuvinte rostim așa. Între noi, noi putem să avem balsam, să pansăm rând, să mângâiem, sau putem să zgârâim, să lovim cu sunița, cu buzduganul, cu sabia, sunt toate de cuvinte. Mă, te rog, verifică ce ai prin buzunare. Petricele așa să rugi după care cum. Și astea și prin telefon, eu vă recomand și mesaje telefonice, nu știu cum e aici, în țară. Ne dau la pachet, după cum e ofertă, mii de minute, sute și mii de mesaje, poți trimite, că e pe gratis. Și apoi poți să ieși înaintea celorlalți cu versete din Biblie. Mi-a trimis cineva odată versurile unei poezii. Ziua aceea am învățat, așa mi-a plăcut, pe telefon. Dar ce trist că unii trimit mesaje numai de sărbători. În rest, nu aveți ofertă la telefon, așa-i? Faraon, nu mă lasă de la muncă. Am auzit că mai sunteți unii pe social, deci ăștia n-aveți vreme. Să trimiteți cuvinte de zidire, de mângăiere. E foarte important, spune unul,
Tesaloniceni, capitolul 5, cuvintele Apostolului Pavel, versetul 11. Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Vă rugăm de asemenea, fraților, să îmbărbătați, să sprijiniți, să faceți bine între voi și cât și față de toți. Cred din nou să mă întorc la pasajul din Rut, e foarte interesant, îmi place. Este scris aici că Boaz a cerut informații, era normal să o facă referitor la fata asta ce lucra pe ogorul lui. Și rezultă că Rut era foarte politicoasă. În vremea noastră că am pierdut respectul. Îi spune la soacra ei, lasă-mă te rog. Soacra cu respect îi spune, du-te fica mea. Mă aud pe o oră că îi spune, nu-i poți zice la soacra mea mamă. La unul i-a spus, lasă că scrie pe foaie. Ți-ar trebui să citești. Pentru că vezi că deschide greu să spună un cuvânt. Vine Boaz, versetul 8 și spune, ascultă, fiică. Spune la o străină, da. Și apoi rostește cuvinte, versetul 12, Domnul să răsplătească ce ai făcut. Și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui ani ai venit să te adăpostești. Ea a zis, o, să capă trecere, da, da, Domnul meu, iată și la ea respectul, căci tu m-ai mângâiat. Și atenție, vorbele tale au mers la inima slujnicii mele. Slujnicii tale. Până la inima mea vorbele, da? O mângâia. Era vândul. Și el a lăsat vorba după ce a plecat. S-o lase să culeagă și ce-mi place finalul versetului 16. Și să nu înfruntați, bărbați păcați de seamă, că noi suntem prea pasiști. Și să vă bozim așa, câte o voce, câte o vorbă grea. Și așa apasă, și așa rănește, ce proverbe, cine vorbește în chipul jurat, îi rănește ca străpungerea unei săpii, sau surii, ce scriu, săpii. Când de fapt poți să mângâi, să ajut, să ridici, și asta e foarte important. Se spune că un om trebuia să meargă la o mormântare la rudenii nevestei. Nu le știa prea bine, nu știa adresa și a nimerit la altă mormântare. Și-a dat seama după ce a început oamenii să adune. Dacă Domnul știu cât este tristă femeia aceea ce a rămas văduvă și copiii, mă îngâia când pe unul, când pe altul și-o da seama, o zic, acum, dacă plec de aceea, ăștia prea se rănesc. O să, cred că aici trebuie să ajung. Și la gata i-a spus, dacă n-ai fi fost dumneata, mai să nu știu cum rezista. Că tot e din niște ori. Penina avea o rivală ce o înțepa, n-ai copii. Și vine bărbatul și zice, pentru ce ești trist? Eli, la fel de obosit și el bătrân. Nu zi, ești beat? Și a zis, nu, ești beat, ești necăjit. Dar bărbatul s-a știut să o bângâie. Și putea și eu să o apese. Ce să-ți fac? N-ai copii? N-ai. Suportă-ți. Păi, cine suferi are drept la milă, scrie eu. Și dacă nu-i pomenit. Fie ca vorbele noastre, să fie o mângâiere pentru cei din jur. Că vorbele sunt spuse destule. Celălalt îți la rând. Se spune că o profesoară de religie a dat un test la elev să parte o pagină pe a doua coloană și o să se scrie despre Dumnezeu și despre Satan. Și o fetiță l-a scris întotdeauna, a trecut pe aceea pagină despre Dumnezeu și când se corecteze, zice profesoara de religie, dacă scrieai ceva și despre Satan, îți dădeam ceva notă bună, doresc și numai despre Dumnezeu. Știți ce-a răspuns? Dar mie nu mi-a ajuns vremea să scriu despre Dumnezeu cât eu știu, la Satan n-am ajuns. Pentru că sunt destule frumoase, chiar așa repede terminăm. N-am avut, știi? Uite, am vrut să-ți dau prăjitură toată cu frișcă deasupra aranjată, dar s-a terminat. Mă niște coși nu mai rămas pe marșă. Repede se termină. Și așa ar fi bun și merită să fie. Trec mai departe. Spune Scriptura în Psalmul 26. Și nu numai. Versetul
5 euro, scap din acelor ce fără, nu stau împreună cu ei, îmi spun mâini de vinovăție, se împojor altarul tău ca să îi zbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. E așa de scurtă vremea încât vorba scriitorului din Evrei, nu ne ajunge vremea să vorbesc, ca la fetița aceea. Să mulțumim la Dumnezeu și să istorisim lucrările Lui. Azi ai mulțumit, vezi să găsești și mâine ceva de mulțumit. Pentru că sunt suficiente lucruri pentru care merită să mulțumim. Da. Dacă vrei să culeagem nemulțumiri, sunt și din asta. Astea lăsați-le că le culeg ziariști și redactori de la știri. Asta e rea. Se spune că un redactor n-are decât două griji. Să adune informații și apoi să le publice pe cele rele. Dar noi suntem exact invers. Adunăm informații vrând nevrând și trebuie să le publicăm pe cele bune. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aveți pentru ce mulțumim. Te copii sănătoși. Sunt alții cu probleme. Îmi spunea o familie din Italia, copilaj din 2 ani, nu mișca capul, ci frate. Deci 4-6 de cromozom, unul sub formă de haș. Și la ăsta lipsește un singur picioruș de la haș. Pentru piciorușul ăla de la haș, din cei 4-6, n-are echilibru și nu e normal. Și la atâția copii și nouă ne-a dat Dumnezeu toți, toate piciorușurile, de la toți cromozomul. Merită Dumnezeu la urmă. Amin. De-abia ne rămâne vremea de mulțumit și de istorisit lucrările lui Dumnezeu. Nu-i timp de prostii, nici de meci. Eram undeva la restaurant, a fost în misiune unde la Roma, așa. Și așa ne-am pus la restaurant, era televizorul tocmai înaintea mea. Era ceva meci, nu mă uit eu la meci. Dar așa trecând cu ochii fugă, am prins exact o imagine în care așa de înverșunați erau de... S-ai zis că vrea să le dea sări, dacă le-ar fi dat, s-ar fi teatrul de pauză. Și m-am gândit, da, cine se uită la un meci? Nu neapărat să fie de box. Asta nu ajută, dar nu-i timp pentru așa ceva. Că noi știm lucrări din Biblie, lucrări din istorie, frate din Ucraina, Mihai German, de la Ciudeni, vine la noi la Arad și tinerii noștri spun Google. Că atâtea lucrări știa lui Dumnezeu, că numai dependent dacă mai găsești atâtea. El a fost la peste 80 de bătrâni și a cerut informații despre lucrările lui Dumnezeu la mâna întâi. Și când te duci, e o enciclopedie bătrână. Când începe să spună, din Siberia și de acolo, avea motocicletă sau motoretă, nu știu exact. Până la 30-40 de mii kilometri par făcea, în Ucraina, Belarus. Numai unde auza că Dumnezeu a lucrat într-un fel sau altul. Și-a colectat toate lucrările astea. Noi am mai registrat în ele că merită să fie istorisit, lăudat să fie Domnul. Dar nu v-a angajat la poșta diavolului să spuneți ce-a făcut cu tare și cu tare, de cine suntem tomberanile lui, să adune oameni cu noi de la noi acasă, Doamne ferește. Într-o zi îmi spune unul, băi, vă spune unul, o pont, acum 10 ani. Mă zic, te rog, nu mi-o spune, nu cumva sunt poți să 10 ani. Scute aici. Că astea nu merită purtate. Astea distrugere pe ființa umană. Că noi am putea să spunem atâtea lucrări, Dumnezeu. N-aveți? Ascultați pe alții care au relatat minunile Domnului, slăvit să fie. De la copiii ăștia vreau să le spun eu ceva, că imediat vine rândul la lecția lor. Era o vacanță de iarnă la noi acasă. Și Domnul ne-a vorbit să postim cu toți. Și vă voi spune imediat ceva despre post. O săptămână au postit toți băieții. 7 băieții a mea. Dar tată, dar asta nu-i vacanță, toată ziua post. Băi băieți, lasă așa, să vedem ce-o fi. Mai trecut vreo de o săptămână, eu am plecat în misiune și doi băieți așa cam ca voi. Era iarnă și se uite pe balcon, pe un acoperiș și unul alunică până jos 4 metri și încă de acolo vreo 3, pe lângă un gard de beton,
o țeavă la o cișmea unde era apă, o geantă de canon într-un beton unde se scurge apa, printre ele și cade acolo în genunchi cu mâinile așa. Nici o zgârietură. Și în urmă băieții mi spun, extraordinar, să cazi de la atâția metri printre betoane și fiere și să n-ai nimic de parcă ai sărit în pat. Zic, băi, se merită ca puștit. Astea sunt lucrări care merită să fie spuse. Că Dumnezeu ajută și binecuvântea slăvit să fie. Avem experiențe cu Dumnezeu și-a întins mâna și ne-a salvat și ne-a ajutat. Care putere? Slăvit să fie. Țin minte că ne-am rugat odată o vară întreagă să ne dea Domnul microbuz. Aveam noi bani, era un frate al nevestei în Austria, dar nu găsea după banii noștri. Și tot am postit, nevastă mea, de multe ori în viață am postit, postul este la câte o problemă mai importantă. Și pe când ne-a ajutat Dumnezeu și s-a rânduit, întrebau frații pe copii la adunare, măi, cu cât o cumpărat dată o mașină? Nu știu, dar e bună și ieftină, că așa ne-a rugat și a și postit. Pentru că asta era important, ei să știe. Și apoi în viață, când sunt probleme, apelăm la Domnul și apoi ne istorisim că mari sunt lucrările Domnului ce psalm 110. Cercetate-i doar și ce trebuie slăbit să fie Domnul. Și vă mai rețin doar cu un aspect ce anunță. Cartea Exod, capitolul 12, așezarea Paștelor. Asta neapărat pentru tătici și mămici. Versetul 25, când veți intra în țara pe care vă voi da după făgăduința Domnului și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta? Să ne răspundeți, este jertfa de Paște, cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele noastre. Și mai scrie și Iosua 4 și Psalmul 78 și Isaia 38 și așa mai departe. Povestiți copiilor dumneavoastră, relatați-le ce-i scris în Biblie. Copiii până sunt mici pot să învețe multă Biblie. Dar am auzit de o soră care a venit aici într-o țară din Europa să-și ajute fata la copii, adică să-și ajute nepoții și începe să ne povestească. Și nepoții zice, nu e așa bun, nu e așa. Vine fata de la serviciu și eu nu știu ce limbă citesc copiii tăi sau cum e la voi aici. Eu le-am spus de Biblie și îi spun că nu e așa. Dar pe mamă spune cu mâine, eu văzut astea la desene animate și acolo nu chiar așa. Oh, zice bunica, tu nu e vezi din Biblie. Dacă îi lași la desene animate, nu numai că nu o să creadă ce e scris. Până la urmă nici Biblie nu o să ne mai trebuiască. Am fost undeva tot în Europa și m-au culcat frații în camera copiilor. Erau acolo teancuri de CD-uri, DVD-uri, jocuri, fel și fel. Și eu văd băieții că erau tare supărați că aveau muzafir. La adunare, de-abia îi aduceam. Cum zicea un copil când cineva întreba, cum o fă la adunare? Ca la pucărie. Ca la pușcărie. Că voiau din nou să meargă acolo la desenul, la bombardamentele lor. Apoi dacă așa e crești, e ca în Osea, Efraim își duce singur copiii la cei ce-i ucide. Nu le pune monștri din ăștia. Că tu după ce să le povestești despre Samson, pentru că e slăbuț. Că la Samson a fost ceva real, pe când aici totul e fals. Învățați Biblia. Nu vă dați seama cât de ușor prinde un copil Biblia și zice în Proverbe 22 cu 6, învață-l acum și când a fi bătrân, nu neapărat că e din oficiu pocăit, ține minte, asta e ideea în fond. Sunt mari șanse să realizeze ceva. Învățați din Biblie, cât puteți mai mult, cărți întregi, dragii mei, psalmi, versete, spuneam, o soră, o verișoară de nevastă, mea are câțiva copii, vreo 7, ce poezii știu copii? Și am întrebat, dar cum ai reușit să îi înveți asta? Și eu n-am vreme, dar atunci de unde știu? La noi în casă nu-i televizor, dar le pun într-una poezii să meargă. Și copiii de pe joacă învață poezii. Pentru că sunt diferite.
diferite posibilități. Le pui Biblia înregistrată, cântăm, așa, să vedeți ce cântă. Pentru că ce adunați în ei acum, o să dea ei mai târziu. Știi? Și atunci vă veți bucura să aibă să dea salutul, să dea binecuvântare și să aibă ei valori sfinte. Domnul să vă dea har. Amin. Și să vă ajute în toate. Amin.